Salutare și bine te-am găsit din nou pe canalul meu. Astăzi vreau să-ți arăt un exercițiu pe care să-l studiezi și tu și să ajungi să cânți cu mâinile din ce în ce mai repede. Și vom începe cu lovituri simple. Dreapta, stânga, dreapta, stânga. Și vom începe cu optimi, după care trecem la 16-imi și la final 32-imi. După cum ai putut observa, încerc să ridic bețele și să-mi folosesc degetele și încheieturile cât mai mult. Da? Putem exagera chiar venind de la umeri, de la urechi, cu bețele, pentru a folosi degetele și încheieturile cât mai bine și a cânta din ce în ce mai relaxați, chiar dacă distanța este destul de mare. Hai să mai încercăm o dată. 1, 2, 3 și... Ok? Acestea au fost optimile. Acum o să trecem la 16-imi. 1, 2, 3. Da, ai observat și la exercițiul ăsta cu 16-imi. La fel am încercat să ridic bețele, să-mi folosesc degetele și încheietura cât mai bine. Ok? Mai facem încă o dată și mergem la următorul exercițiu. Bun. Dacă ți iasă egal corect, o să treci și la 32-imi. Adică vom avea pe fiecare bătaie a metronomului 8 note, 8 lovituri pe tobă. Cu cât creștem în viteză, nu o să mai putem ridica la fel de tare bețele. Dar mai facem încă o dată acest exercițiu și trecem la următorul. Acum vom combina aceste trei exerciții într-unul singur și vom avea optimi, 16-imi, 32-imi și revenim la 16-ime și apoi la optime. Cam atât pe astăzi. Acesta a fost exercițiul pe care eu îl folosesc și îl studiez, nu doar pentru a-mi dezvolta viteza mâinilor, dar și pentru a-mi întări musculatura și pentru a-mi încălzi mâinile. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul de like și cel de subscribe și jos în secțiunea de comentarii aștept părerea ta. Salut!